Întrerupem programul nostru obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Un avion neidentificat a aterizat de urgență acum câteva momente la granița dintre județele Olt și Teleorman. Nu, nu mă scoateți, vă rog eu frumos, nu mă scoateți din emisie, dau eu acest breaking news. Hai mă că poți mă, hai, asta e șansa ta mă să fii și tu jurnalist adevărat, hai. Deci, grănicerii teleormăneni au observat că un avion îți vine... Nu, nu e bine. Mai dă o dată. Grănicerii teleormăneni au observat că un avion vine spre județul lor, dinspre județul Olt, având intenția de a viola spațiul aerian teleormănean. În timp ce sunau la Alexandria pentru a cere indicații, avionul de mici dimensiuni a aterizat chiar la granița dintre cele două județe, iar din el a coborât un cetățean austriac. Acesta a fost imobilizat și chiar acum este supus unui sever interogatoriu, chiar înainte de a fi dus în arestul din Zimnicea, zis și Guantanamo. Oficialii olteni neagă orice implicare în eveniment, dar în același timp au ordonat evacuarea ambasadei Oltului din Teleorman. Pe surse am aflat că la fața locului s-a deplasat și vicepremierul Liviu Dragnea, îngrijorat că pilotul ar putea fi un spion trimis de județul Olt pentru a afla cum reușește județul Teleorman să aibă un procent atât de mare de morți care votează cum trebuie. Vom reveni pe măsură ce aflăm noi informații. A? Sunt bun? Peste câteva clipe trebuie să vină un elev al meu strălucit care poate să stea câteva ore nemișcat. Vă rog să mă iertați, mă duc să mă schimb. Dumneavoastră, repetați în continuare. Pardon.